Ia să vedem acum ce mai zice politica. Citiți ceva? Bravo, ziar, domnule. Ăsta știu că combate bine. A, păi nu-i zice lui degeaba. Vocea patriotului naționale. Ia citește. București, 15P27 Răpciune, amicul. Și colaboratorelele nostru Revent, un june scriitor democrat, a cărui asinuitate o cunoaște de mult. Publicul cititor ne trimite următoarea prefațiune a unui nou op al său. Îi dăm astăzi locul de onoare Reco, mandant cu căldură poporului suveran scrierea amicului nostru Republica. Și reacțiunea sau venitorele. Și trecutul prefațiune. Democrațiunea romană, sau mai bine zis, ținta democrațiunii romane, este de aper suada. Aha. Pe cetățenii că nimeni nu trebuie a mânca de la datoriile ce ne impun sole mânaminte pactul nostru fundamentale, Sfânta Constituțiune. E bravo, aici a adus-o bine. A mânca Sfânta Constituțiune. Adică, cum s-o mănânce? Stai să vezi că spune el. Sfânta Constituțiune și mai ales cei din masa poporului. E scris adânc. Ba nu e adânc deloc. Nu pricepi? Vezi cum vine vorba lui. Să nu mai mănânce nimeni din sudoarea bunioara unuia ca mine și ca dumneata, care suntem din popor. Adică se șează numai poporul la masă, că el e stăpân. E? Așa mai vii de acasă. Bravo, zi înainte. Stai să vezi, acum vine un ce și mai tare. E. A mânca poporul mai ales este o greșeală neiertată, ba putem zice chiar o crimă. Știi că și aici lovește bine? Da, cine mănâncă poporul să meargă la criminal? Apoi de ce scrie el, siriaco? Dă-i înainte că-mi place. Ba putem zice chiar o crimă. Nu! Orice s-ar zice și orice s-ar face, cu toate zbieretele reacțiunii ce se zvâr, colește sub disprețul strivitor al opiniunii publice, cu toate urletele acelora ce cu nerușinare se intitulează sistematicii opozanții. I-am fundat. Nu în van noi am spus-o și o mai spunem. Situațiunea Romaniei nu se va putea chiarifica. Aha. Ceva mai mult, nu vom putea intra pe calea veritabilului progres până ce nu vom avea un sufragiu universale. Amândoi rămân foarte încurcați. Adică de la cum vine vorba asta? Ah, înțeleg. Bate în ciocoi unde mănâncă sudoarea poporului suveran. Știi, masă, sufragiu. E, acum înțeleg eu unde bate vorba lui. Ei, bravos! Bine vorbește. Asta combate, domnule, nu ți-am spus eu. A, păi nu-i zice lui degeaba vocea patriotului naționale. Până ce nu vom avea un sufragiu universale. Am zis și subsemnez, revent studinte în drept la, și publicist. Poate că să mulți să nu ce fac. La voie, ziule! La voie, ziule! Ne-am venit!
Soarele de noi! Urgent!